Avem la Brăila un primar care s-a lăudat că a făcut un singur lucru. Că a asfaltat. Ai, serios. Nu există nici măcar o stradă în Brăila fără grob, domnule primar. Fără denivelări, fără canalizări distruse. Vă repet, nici măcar o stradă. Vedeți că eu am făcut un film la toate străzile din Brăila. Și vi-l pun pe masă. Poate dumneavoastră nu circulați prin Brăila, aveți un elicopter. Și umblați și circulați pe sus. De tot vă lăudați atâta cu străzile. Și vreau să mă luați din mână, să mă duceți prin Brăila, să-mi arătați și mie o stradă de la cap la coadă, dacă este întreagă, nu are o gropiță, o denivelare și așa mai departe. Nici Doroban, nici Grivița, care sunt reabilitate pe fonduri europene, domnule primar. Străzile din centru sunt bombardate, că distrugi mașina. Vreau să mai spun ceva, dar după aceea să nu dăm în alta. Nu poți circula nici cu bicicleta, piste de biciclete, n-ai făcut nimic. Nu se poate circula normal pe trotuare. Mamele nu pot circula cu cărucioarele pentru copii. Iar persoanele cu dizabilități nu au cum să se descurce cu propriile cărucioare. Bat jocură totală la adresa brăilenilor. Asfaltatorul șef, domnul primar, care este exact meșterul Manole, care a asfaltat ieri, dar astăzi totul este... Dumnealui este meșterul Manole. Azi facem, mâine distrugem. Azi facem, mâine distrugem. Aici ori ai ghinion, ori ai asfaltat prost, ori ai luat arandă. Cine a făcut aceste asfaltări la Brăila, domnule primar? Imediat ce ajungem la Consiliul Local Municipal Brăila, vom face audit și vom verifica starea străzilor și a trotuarelor și cu siguranță vom lua măsuri. Orașul Brăila a rămas doar cu faima de cel mai frumos oraș din România. Cel mai frumos oraș și cel mai interbelic oraș. Clădirile sunt distruse, gropi sunt peste tot, mizeria și gunoiul se regăsește la orice pas. Îmi lasă impresia că orașul nostru nu are nici măcar arhitect șef. Nu pot să cred că la primăria Brăila există un arhitect șef al orașului și acceptă mizeria asta. Eu nu pot să cred lucrul ăsta. Sau există și închide ochii că e sub ordinea dumitale. Sau mai plătim un arhitect șef cu câteva sute de milioane care își face. Sau plătim un arhitect șef cu câteva sute de milioane, dar nu-și face treaba. Închide ochii că e la conducerea dumitale și la... Hop, ce spun eu, aia faci. Nu merge așa. Domnule primar, nu merge așa că începând de pe 10 iunie, când echipa Partidului Umanist Social Liberal va fi acolo în Consiliul Local, s-a terminat joaca. Joaca voastră s-a terminat. E finish. Eu zic să-ți dai demisia de acum, domnule primar. În schimb, brăilenii, ce credeți, domnule primar? Zi de zi, vin brăileni aici la sediu PUSL, unde eu ți-am făcut invitație și dumneata nu mi-ai onorat-o, și mă așteaptă și îmi spune diferite probleme. Că a fost șofer la Caruz, că nu poate să mai să angajeze săracul, că e totul PSD. Că pică clădirile pe ei, că stau în cămine fără apă. Băi, oameni buni, unde trăim? Băi, fraților, băi, domnule primar, unde trăiești? Dumneata, știi ce se întâmplă în orașul ăsta? Ai ieșit pe stradă să stai de vorbă cu oamenii ca să vezi câte probleme sunt? Sau te mulțumesc să stai acolo să fii marioneta la ăștia după jos care mănâncă după urma dumitale și roade ciolanul? Brăilenii mi-au spus că în ultimii ani gardurile vii din Hipodrom și Nobor s-au schimbat de 8 ori de către Seroplat, compania care e în subordinea domnului primar. Am înțeles că într-un an, doi, gardul viu nu s-a aclimatizat, dar în schimb de 7-8 ori, asta înseamnă ori că ești incompetent
și trebuie să plece la conducerea companiei. Ori acolo se fac niște combinații cu gardul viu și cu panseluțele. Că dumneata iubești panseluțele, cu asta te lauzi că plantezi panseluțe, eu zic așa, dacă tot iubești panseluțele, du-te la Chiscani unde stai și plantează-ți panseluțe de dimineață până seara, domnule primar. Și lasă brăilenii cu panseluțele, că oamenii ăștia sunt plini de probleme. Nu stă soția asta a dumitale panseluțele. Aștept răspunsul dumneavoastră, domnule primar. O să spun de acum, domnul primar panseluță. Că se pare că iubești panseluțele mult de tot. Să ne explicați care e treaba cu această floricele. Probabil că da, e un hobby al dumitale aceste panseluțe. Dacă sunteți pasionat de panseluțe, poate ar trebui să vă dați demisia. Și cum v-am spus, să vă retrageți la casa din Chiscani și să plantați panseluțe de dimineață până seara. Eventual, să vă faceți și o seră pe timp de iarnă, ca să le aveți vii și pe timp de iarnă. Pentru că vă ocupați în orașul ăsta doar de grădinărit și de administrația unui oraș pe care l-ați distrus în 8 ani cu proasta administrare pe care o aveți. Toți prietenii mei din Brăila mi-au spus acest oraș putea fi perla României, dar păcat că e prost administrat de primarul vostru.